Bine te regăsesc! În vorbirea obișnuită se folosesc adesea comparații ale trăsăturilor unor elemente diferite cu scopul de a fi mai bine înțelese și de a obține o expresivitate sporită a intenției de comunicare. Care crezi că sunt termenii potriviți pentru completarea acestor propoziții? Cred că îți sunt destul de familiare aceste comparații. Apă rece ca gheața, ochi albaștri ca cerul, fuge iute ca fulgerul, pâine tare ca piatra, obiect strălucitor ca un diamant, om viclean ca o vulpe. Înțelegem prin comparație alăturarea a doi termeni care denumesc obiecte, ființe, idei, fenomene, acțiuni. Urmărește acest videoclip pentru a afla mai multe despre comparație și mai ales cum să o folosești în scrierea unor texte originale. Cei doi termeni dintr-o comparație au însușiri asemănătoare. Spre exemplu, cărțile sunt ordonate în ghiozdan precum vagoanele unui tren. O fetiță tăcută este precum un pește sub apă, care nu vorbește. Prietenia presupune o potrivire între două persoane ca între piesele unui puzzle. Strigă parcă sunt niște clopoței. Sau comparația între două fenomene. Plouă atât de tare, parcă e o rupere de nori. Scopul alăturării celor doi termeni este evidențierea caracteristicilor speciale ale primului termen prin intermediul celui de-al doilea. Relația de asemănare dintre cei doi termeni este evidențiată prin folosirea unor cuvinte sau a unor grupuri de cuvinte, ca, precum, asemenea, la fel ca, tot așa ca. Așadar, comparația presupune alăturarea a doi termeni care au însușiri asemănătoare cu scopul de a evidenția caracteristicile primului termen prin intermediul celui de-al doilea. Termenii comparației sunt legați prin cuvinte specifice. Pe lângă comparațiile obișnuite pe care le folosim în exprimarea cotidiană, există și comparații cu rol de figuri de stil în limbajul literaturii. Figurile de stil sunt procedee prin care se modifică înțelesul propriu al unui cuvânt pentru a da mai multă expresivitate unei imagini artistice sau unei expuneri. Pentru a deveni figură de stil, comparația include, de obicei, un epitet și presupune compararea unor termeni din domenii diferite. În versul trecut au anii ca nori lungi pe șesuri, există o comparație între noțiunea abstractă a trecerii timpului și mișcarea norilor pe cer. Prin această comparație este evidențiat un sentiment de melancolie și de nostalgie. Comparația este o figură de stil pe care o poți folosi și tu în scrierea unor texte. Îți propun să scrii un text cu titlul Povestea mea, care este un text chiar despre tine. Iată ce trebuie să faci. Ia o foaie de hârtie și împarte-o în trei coloane. Scrie prenumele tău pe verticală în prima coloană. În a doua coloană, asociază fiecărei litere o imagine care este redată printr-un cuvânt care începe cu litera din prenumele tău. În a treia coloană, scrie o poveste care să includă în comparații toate cuvintele care denumesc imaginile alese. Evidențiază inițiala fiecărui cuvânt pentru a obține prenumele tău. Iată cum a procedat Dan, un elev de vârsta ta. A scris numele pe verticală, apoi a adăugat trei imagini semnificative pentru trăsăturile lui. Pe baza acestor imagini, a creat un text, folosind comparații în care a inclus cuvintele care denumesc imaginile alese. Iată care este povestea lui Dan. Sunt un băiat de 12 ani și îmi place să joc basket. Mă antrenez de două ori pe săptămână, iar când avem meciuri, lupt înverșunat ca un dragon pentru victorie. Antrenamentul fizic este important pentru mine, deoarece vreau să pot alerga cu o viteză mare ca de avion.
Dezamăgirile asemenea unor nori trecători sunt scurte, mereu găsesc puterea să fiu încrezător și vesel. Scrie și tu un text cu titlul Povestea mea, urmând cei 5 pași prin care să integrezi comparații inedite ale trăsăturilor tale. Mult succes!